Locuitorii din comuna Șimian nu vor mai fi nevoiți să meargă până la Severin pentru a-și face buletinul. De astăzi, în incinta primăriei funcționează serviciul public local de evidență a persoanelor. Angajații primăriei spun că erau numeroase solicitări, în special pentru eliberarea actului de identitate. Astfel că oamenii își vor putea obține documentele personale chiar de la ei de acasă. Comuna Șimian are o populație de peste 10.000 de locuitori, cu mult mai mult decât cele patru orașe ale județului respectiv Orșova, Vânjumare, Strehaia și Baia de Aramă. Comuna Șimian are de astăzi propriul serviciu de evidență a persoanelor. Angajații au fost instruiți încă de la primele ore despre cum să folosească aparatura pentru eliberarea actului de identitate, dar și pentru alte documente personale. Eu încerc să vă focalizez aici, să vă încadrez. Vedeți că se vede blurat, dar da, exact, la meniul 2, la autofocus. Da. Deci el are niște funcții automate prin care autofocusează persoana respectivă, persoana, subiectul. Încercăm să-l... Așa, el are aici o funcție, un reglaj grosier, ca să zic așa. Vedeți aici, dar e la maxim apropiere și acum fotografia. Acum stați puțin să vedem. E foarte bine. Pentru înființarea acestui serviciu nu a fost nevoie de eforturi bugetare. Noul serviciu este totodată și un câștig pentru bugetul local. Ne dorim ca în viitor și comunele limitrofe, cum este Hinova, Prunișorul, Huznicioara, Izvorul Bârzii, să vină alături de noi, să facă parte din acest serviciu pentru evidența populației. Erau solicitări din partea cetățenilor în acest sens? Da, erau solicitări. Gândiți-vă că pentru orice act trebuia să meargă la Drobeta, Turnul Severin. Acum pot veni la Primăria Șimian. Avem trei funcționari publici care lucrează la Serviciul Evidența Populației. Nu a trebuit să facem un efort bugetar din partea primăriei pentru că nu sunt angajați noi, sunt relocați de la alte servicii din cadrul primăriei. Deci primăria nu a depus niciun efort bugetar. Serviciul public este deschis de luni până vineri, iar pentru urgențe acesta este disponibil inclusiv sâmbăta și duminica la numărul de telefon afișat în incinta biroului.